Zisa Domnul către iudeii care crezuseră în trânsul: Eu sunt pâinea vieții, cel ce vine la mine nu va flămânzi, cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus vouă că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă mie Tatăl la mine vine și pe cel care vine la mine nu-l voi da afară, pentru că m-am pogorât din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis pe mine. Iar voia celui care m-a trimis pe mine este aceea ca din toți pe care mi-a dat mie să nu pierd pe niciunul, ci să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Zisa Domnul către iudeii care crezuseră în trânsul: Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Cel care vine la mine nu va flămânzi și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus vouă că m-ați văzut și tot nu credeți. Ce nu credeți că am venit de la Tatăl? Ce nu credeți că eu sunt lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? Ce nu credeți voi că tot ce-mi dă mie Tatăl la mine vine și pe cel care vine la mine nu-l voi da afară? De aceea, iubiți credincioși, după ce ieri Domnul a spus că eu sunt păstorul cel bun, eu sunt ușa, cine va intra și va ieși prin mine, pășune va afla, iată că de data aceasta vorbește despre pâine. Eu sunt pâinea, nu mana cea cerească, care a fost o preînchipuire. Nu sunt eu apa aceea care a izvorât când a lovit Moise cu toiagul în stâncă, ci eu sunt pâinea cea vie, eu sunt apa cea vie, eu sunt Dumnezeul cel viu. Și m-am pogorât din cer. De ce? Ca să vin la voi și să vă revelez cuvântul Tatălui. De aceea v-am întrupat. V-am venit la voi ca să vă învăț și să vă descopăr credința cea adevărată, credința cea revelată, ca tot cel ce crede în mine să nu-mi piară niciunul, să nu moară niciunul, ci să aibă viața cea veșnică. Iubiți credincioși, aceasta este lucrarea omului pe pământ. Să primească credința cea adevărată care a venit prin Dumnezeul cel adevărat întrupat, prin Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Să-și asume această credință, să-și ia crucea sa, nevoința sa, viața sa și să urmeze lui Hristos până la capăt. Până la capăt înseamnă până la unirea cu Hristos în Sfânta Împărtășanie și până la mucenicie dacă este rânduit de sus pentru unii sau pentru alții. Aceasta este viața cea veșnică, iubiți credincioși, ca noi încă de pe pământ să fim cu totul și cu totul, cu toată inima noastră al lui Hristos. Dă-mi, Fiule, inima ta. Dă-mi, Fiule, inima ta din tinerețile tale. Dă-mi, Fiule, viața ta. Ca apoi eu să urc în cer, așa cum spunem la liturghie, sus să avem inimile. Și spunem sus să avem inimile după ce am primit har. Pentru că spune preotul, harul Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl, dragostea, toate acestea de la Sfânta Trăime să fie peste inima omului și apoi spunem sus să avem inimile. Dar putem să spunem acestea două după ce mai întâi, cu toată forța noastră, am mărturisit crezul. Și putem să spunem crezul după ce am dat unii altora sărutarea păcii, și am spus să ne iubim unii pe alții ca într-un grup să mărturisim. Deci vedeți cum iubirea susține credința, credința amplifică și întărește iubirea și iubirea se transformă în har și harul se duce în inima omului și inima omului se înalță sus să avem inimile. Toate acestea, iubiți credincioși, pot fi lucrate dacă suntem în credința cea adevărată, în una sfântă, sobornicească și apostolească Biserica Ortodoxă, în lucrarea cea adevărată, în tainele cele adevărate.
Dar ca să înțelegem și mai bine acest cuvânt, iubiți credincioși, că nu putem să ajungem în cer fără de pâinea vieții, care este Euharistia, trupul și sângele Domnului, nu putem să ajungem în împărăție fără de împăratul care ar trebui să-l primim în inima noastră pe pământ, și nu putem să avem taine valide, biserica adevărată, fără de credința cea adevărată, amintiți-vă ieri că l-am cinstit pe Sfântul Împărat Constantin și pe mama sa Elena. Aceștia au organizat cu puterea lor împărătească primul sinod ecumenic de la Nicea. Acest sinod ecumenic a avut parte de sute de sfinți părinți, 318 sfinți părinți, care aceștia, iubiți credincioși, au statornicit credința, au osândit erezia, au dat anatema pe ereziarhi, au primenit biserica și au continuat lucrarea de mântuire a sufletelor în biserică. Dar iubiți credincioși, acolo s-au statornicit primele 8 articole din crez. De ce? Ca să avem credința dreaptă. Ca să avem credința dreaptă, ca să vină harul în inima noastră. Inima noastră, iubiți credincioși, care trebuie să fie curățată, luminată și unită cu Dumnezeu, până când ea se umple de bucurie și de veselie în Duhul Sfânt. Adevărata bucurie și de veselie a inimii este după ce creștinul, prin credință, lucrare, pocăință, s-a unit cu Hristos în Sfânta Împărtășanie. Dar nu le poți face acestea fără temelia dreptei credințe. În inima omului, iubiți credincioși, acolo vine bucuria și veselie, așa cum spunem noi, după ce ne-am împărtășit, să se umple gurile noastre de laudă a Ta, Doamne, și să se bucure și să se veselească inima noastră, umple de bucurie și de veselie inimile noastre. Așa cum se spune în psalm, că vinul veselește inima omului și pâinea întărește inima omului. Dar de care vin și de care pâine? Sub ambele aspecte, iubiți credincioși. Pâinea noastră, cea de toate zilele, este pâinea aceasta ca noi să avem o viață biologică, ca inima noastră să se întărească de mâncarea firească și inima de carne, care este centrul acestui trup, să dea putere biologică acestui trup, și vinul care dă o tărie, și undelemnul care întărește trupul, de aceea spunem, slăbita genunchiul meu de lipsa undelemnului, toate acestea dau tărie trupului. Dar pâinea noastră, cea de toate zile, este una care se adresează inimii de carne. Dar pâinea noastră, cea spre ființă, este pâinea cea vie, pâinea vieții, pâinea care s-a coborât din cer. Dă-ne nouă astăzi, adică în fiecare zi, și pâinea unită cu vinul, dar nu vinul simplu, ci vinul transfigurat în sângele Domnului, acestea două întăresc și veselesc inima omului, care inimă, nu cea de carne, ci duhul omului, acesta este inima omului. Deci, iubiți credincioși, una este inima de carne, asta este inima duhovnicească. Altul este vinul și pâinea firească care întrețin viața firească și alta este pâinea care s-a pogorât din cer și vinul, trupul și sângele Domnului care ne urcă pe noi în cer, în împărăția celor. Toate acestea pot fi lucrate în biserica cea adevărată dacă avem știința cea adevărată, adică teologia cea adevărată, antropologia cea adevărată, care izvorăsc și acestea din credința cea adevărată. Fără credința adevărată nu poți să ai biserica adevărată, fără biserica adevărată nu poți să ai teologia adevărată, fără teologia adevărată nu poți să ai antropologie ascetică, mistică adevărată, ca tu să restaurezi prin această tradiție de restaurare a ființei umane, în biserică nu poți restaura în har fără acestea toate. De aceea, Sfinții Părinți se adunau pentru că erau un pericol mare, un nebun și alt nebun, un arie la început și un macedonie la după aceea, s-au găsit ei din interiorul bisericii să strâmbe învățătura. Deci primul sinod ecumenic l-a osândit pe arie și arianismul, acesta susținea că Mântuitorul Iisus Hristos nu este Dumnezeu născut din veșnicie, ci este născut din timp și este creatură. Sau este prima creatură a lui Dumnezeu, iubiți credincioși, poate mai presus decât înger, dar tot creatură.
Și acesta, arianismul și arii, a fost dat anatemei. La sinodul II ecumenic, Macedonie, care era vicecredincioși patriar al Constantinopolului, dintre ai noștri erau, dar nu erau ai noștri, a iscolit o altă erezie, spunând ca urmaș al lui Arie, într-un fel, spunând că Duhul Sfânt este tot o creatură. Și nu este ipostasul al treilea Sfintei Treimi, cum Fiul și Logos nu este ipostasul al doilea a Sfintei Treimi, cum susține Arie. Deci doi eretici luptau, primul Arie împotriva Logosului întrupat, iar al doilea eretic Macedonie lupta împotriva Duhului Sfânt, numindu-l creatură. Iubiți credincioși, s-a întâlnit sinod ecumenic în 381, s-au adunat sute de sfinți părinți, dintre care mari nume, precum Meletii al Antiohiei, Grigorie de Nazian, Grigorie de Nisa, Diodor din Tars, mari cunoscători ai teologiei și care au predicat pentru propovăduirea adevărată a credinței și a Sfintei Treimi. Aceștia, iubiți credincioși, văzători de Dumnezeu contemplativ, l-au osândit pe acest Macedonie și învățătura lui, care spunea că Duhul Sfânt este o creatură. De ce am amintit? Pentru că el s-a serbat Sfântul Constantin, astăzi se serbează acești părinți și sinodul al doilea ecumenic, dar cu atât mai mult ca să vă conștientizez că nu putem ajunge la pâinea cea vie care s-a pogorât din cer, la Hristos Euharistic, dacă nu avem credința și biserica cea adevărată. Nu putem să fim în credința cea adevărată dacă anulăm învățătura bisericii și învățătura Sfintelor Părinți, a Sfintelor Ecumence, dogmele și învățătura Evangheliei adusă chiar de Domnul nostru Iisus Hristos. Cine anulează această rădăcină și temelie a credinței cea adevărate? Ecumeniști. Prin blestematul ecumenism, erezia tuturor ereziilor. Vor să serbeze la anul 1500 de ani de credincioși de la primul sinod ecumenic. Cine vor să serbeze? Papistașii cu ortodoxi. Vor să unească sărbătoarea Paștelui ortodox adevărată cu pseudo-sărbătoarea Paștelor papistașilor. Vor să facă un eveniment atât de important global, să bubuie mass media și toți ceilalți, încât poporul de rând să nu mai creadă nimic și în numele toleranței și a unității în diversitate și spus, hai să terminăm cu toate prostiile acelea dogmatice pentru care s-au luptat cei din vechime și să fim într-o toleranță și într-o iubire, că suntem oameni moderni, nebuni și orb ce sunteți voi. Voi vreți să anulați hotărârile sinoadelor întâi și doi ecumenii? Cine a fost osândit la sinodul întâi? Arie. Ce spune Arie? Că Hristos este creatură. Cine spune în ziua de astăzi că Hristos este creatură? I-a luat locul, l-a ridicat și l-a suspendat pe Hristos în cer și a rămas el vicar pe pământ? Papa. Noul arianism este papismul. Noul Arie este papa. Cine susține că Harul este grație creată precum Macedonie, care spunea că Duhul Sfânt este creat? Papismul, care a statornicit clar la Conciliul Vatican II, în documentele lor, că Harul este grație creată. Păi dacă Papa e vicarul lui Hristos și Harul e grație creată, nu cădeți voi sub osânda și anatemele sinodului întâi ecumenii și al doilea ecumenii, ce explicații vă mai trebuiesc vouă, arhiereilor, teologilor, preoților, care tot vreți voi să le combinați și să vă uniți cu papistași? Știți ce înseamnă această unire globalistă, pe care o pregătiți voi pentru un potir comun la anul? Și ce înseamnă asta? Ca și cum cei mai mari infractori ar organiza un eveniment spectaculos și îi invită pe cei mai importanți judecători, procurori și polițiști, îi invită la un ceremonial, la conferințe peste conferințe, și infractorii organizează un eveniment pentru sărbătorirea a nu știu câți ani de la întemeierea codului penal. Infractorii serbează codul penal și sunt invitați de mâna a doua procurori, avocați, judecători și polițiști. Stricatul sau toate rânduielile pământului.
Toți s-au abătut, nefrednici s-au făcut. Nu mai este cine să facă binele, nu mai este până la urmă. De aceea, în continuu, vă punem pe cruce, în față, ca să vedem cu toții clar. Axiologia sacră este Sfânta Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos. Credința cea adevărată sunt adevăratele valori ale ființei umane, care se manifestă pe plan orizontal și în ceea ce mâncăm, în ceea ce vorbim, în ceea ce ne îmbrăcăm, în ceea ce muncim, pentru că ori de mâncat, ori de beți, ori de altceva faceți, în numele meu să faceți. Și orice artă, cultură, etică, estetică și așa mai departe, dacă nu este axată pe adevărata cruce, pe axiologia sacră, în numele lui Dumnezeu, este frumoasă, dar deviată. Au și budiști, au și hinduși, au și musulmane temple frumoase. Au și ei cultură, au știință, au artă frumoasă. Nu sunt consacrate Dumnezeului cel adevărat. Ori de mâncați, ori de beți, ori de altceva faceți, în numele meu să faceți. Și cine ne adună cu mine, risipește, zice Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea este foarte important, ca să înțelegem idealul, scopul nostru pe fața Pământului este să ne pregătim în această vale a plângerii, să ne curățăm sufletele și să ajungem în Împărăția Cerurilor. Nu putem ajunge în Împărăția Cerurilor fără de Hristos Euharistic, care spune: cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu, va avea viață veșnică. Nu poți să-L ai pe Hristos Euharistic decât în biserica cea adevărată. Nu poți să fii în biserică și în taine cele adevărate fără de credința cea adevărată de Dumnezeu revelată. Și credința trebuie să devină lucrătoare prin iubire și prin faptă, ca manifestare de bunătate, de frumos, de armonie, de toate în viața noastră de zi cu zi. Izvorul iubiți credincioși trebuie să se ridice din adânc pe verticală și după aceea el se dăruiește în iubire ca manifestare și pentru plante, și pentru animale, și pentru oameni, răstignindu-se într-o adevărată dăruire. Deci trebuie să înțelegem că Domnul Iisus Hristos este izvorul vieții și izvorul mântuirii noastre și izvorul iubirii și izvorul a tot binele. Amin.